Salutare, numele meu este Alexandru Năfureanu, iar acesta este podcastul Constructiv. Dacă în episodul trecut invitatul ne-a sugerat că ar fi bine să avem invitat ca invitat un antreprenor tânăr, în acest episod am luat la cunoștință dorința lui și am invitat un tânăr antreprenor, care pe lângă faptul că este antreprenor, este un om pe care îl respect și îl apreciez foarte mult. Salut, Teodor Matei! Salutare, Alex! Mulțumesc mult de tot pentru invitație! Recunosc că am puțin emoții, cum ți-am spus și mai devreme, dar mă simt bine la tine. Îmi place de tine, dăm voie să îți transmit aprecierile mele. Bă, acum ne-am dat aprecieri unul celuilalt. Da, lasă-mă să pot să fac. Să rămână mult. Ți-am mai zis și în trecut, apreciez foarte mult echipa pe care o faci cu domnul profesor Cezar Vlăduț. Cred că faceți o chestie mișto, prin voi simt că universitatea s-a apropiat de noi, de companiile în dezvoltare și am simțit tot timpul că sunteți alături de noi prin tot ce înseamnă integrarea studenților, prin tot ce înseamnă informații noi apărute, motiv pentru care felicitări. Să rămână mult. Nu o să scap de prima întrebare pe care am pus-o tuturor celorlalți invitați. Cum ai devenit? Cum ai ales să devii inginer constructor? Da, am intuit-o, recunosc. Am intuit-o și am pregătit o direcție către ea. E clar că n-am ales și e clar că nici nu mi-a fost dat. Adică nu putem să punem nici soarta, nu putem să punem nici decizia unilaterală a mea. Eu am o teorie puțin mai extinsă asupra cum am ajuns eu să fiu inginer. O să încerc să o spun pe scurt, să vedem cât de lung ajunge. Eu cred că viața este alcătuită din anumite, hai să zicem, segmente de timp. Din păcate, de când ne raportăm la timp, ne-a cam dat viața peste cap nouă ca specie, pentru că atunci ne-am dat seama că e limitat și murim. Hai să ne întoarcem la partea de inginerie, ca să nu o dau prea mult în filozofie. Segmentele acestea, tot timpul, în funcție de cum împarți viața în segmente, ești pus în fața faptului în a lua decizii. Ele sunt multiple, dacă nu infinit. Și acum deciziile astea pe care le iei îți oferă o cale. Calea mea a fost asta. Aici am o teorie. Cu cât iei deciziile, cu cât segmentele pe care ți le pui în viață sunt mai mici, cu atât ai mai multă libertate. Cu cât sunt mai mari, cu atât ai mai multă stabilitate. Deci tu cumva, dar ține de caracter, nu ține de alegeri. Tu, dacă deciziile astea le iei la intervale scurte de timp, ești mult mai liber pentru că poți să te duci la, să zicem, în zona, în extreme. Dacă mergi în extrema mică, în care intervalele sunt la nivel de minute, gândește-te că tu la fiecare minut poți să ai infinite alegeri pe care poți să le iei. Și asta înseamnă că ai o libertate imensă. Dacă te duci la ani, practic tu ai o stabilitate. E o decizie, poți să o digeri, poți să o așezi. Și fiecare om se așează aici. Acum, întorcându-mă, lăsând filozofia la o parte și întorcându-mă la întrebarea ta, e clar că tata a fost inginer, mi-a dat niște direcții, mi-a făcut o cale. Faptul că am fost mai apropiat de partea de matematică, de partea reală, a fost încă o cale. Faptul că de ce să ascundem că Universitatea Tehnică de Construcții este o universitate ușor accesibilă la un moment dat, la început, pentru oamenii care, hai să mă zic comod să nu merg în partea aia, este un adevăr. E o facultate minunată și n-am ce să zic, dar e o realitate. Faptul că mi-am dorit să vin în București față de alte lucruri, eu sunt fiind din Alexandria, și așa s-a creat această calea mea care s-a restrâns spre inginerie, știi? Tocmai de asta o să observi, oamenii care fac schimbări majore în viață sunt foarte dezorientați, se întâmplă foarte rar lucrul ăsta. Nu știu dacă e bine, cred că e bine, cu cât ești mai puternic, cu atât poți să te duci, să zicem că ești calat, ai path-ul de inginer și la un moment dat vrei să te faci doctor. E o chestie de putere extremă pe care trebuie să fie apreciată, dar e foarte greu de făcut chestia asta.
cred că mi-am justificat ideea că mi-am ales calea asta spre inginerie, care s-a dus și se duce departe. Departe. Și după ce ai ajuns la facultate, ce ți-a plăcut cel mai mult? După ce am ajuns la facultate, provocare. Am fost provocat să învăț. E frumos spus sau dur spus. Eu mă consider un elev mediu de 8 în liceu. Nu sunt mândru de mine, ăsta am fost, dar și nu pot să ascund. Nu știam să învăț. Asta a fost perioada, nu știu, asta a fost educația, asta a fost tradiția, cum putem să-i spunem, dar ăsta am fost. Asta a fost interesul. Asta a fost interesul, da. Condițiile sociale, cum vreți să le spunem. M-am trezit în facultate și nu știam să învăț. Și am simțit-o pe pielea mea. Mi-aduc aminte, primul examen a fost la chimie. Nu citisem niciodată atât de multă informație și cred că toți am trecut prin chestia asta, mă uit și către eventualii studenți, elevi care vor fi studenți. Este un impact foarte mare când îi dai creierului informații cu care el nu e obișnuit. Nu doar nopțile, le visezi, le astea. Am trăit chestia aia foarte puternic, dar aveam o ambiție foarte foarte mare în a deveni cumva independent. A vrea să mă rupt de tot ce însemna Alexandria, de tot ce însemna familia, neapărat familia, ca hai societatea în care crescusem, pe care eu o vedeam cumva limitată, și apăruse informația, apăruse internetul, mi-aduc aminte cei de la Simplu, făcuseră primul site, sau ce țin în percepția mea, primul site românesc la momentul respectiv. Asta era cu telefonul care făcea bip, 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 bip. Și bun, începusem să obțin informația din mediul ăsta nou și vedeam cât de extinsă e lumea. Vreau să plec afară. Primul lucru era să mă duc eram clasa 12-a, știam că se duceau în Anglia să culeagă căpșuni. Asta era visul meu. Acolo scăpam eu, știi, scăpam din chestia mea. Bun, și ținta a fost provocare, trebuia să plec în afară neapărat. Mi-am dat seama în anul, la sfârșitul anului, în unul, că prima șansă este să plec prin work and travel. Trebuia să fii integralist și dă-i bătaie. Și dă-i bătaie și învață și m-a făcut om, cred. M-a făcut inginer în primul rând și m-a salvat din zona asta de comoditate. Eu cred că e corect spus comoditate. Venisem un om comod, vroiam mai mult și ceva mi-a spus, bă, dacă vrei să mergi unde dorești, trebuie să-ți ieși din confort. Și da. Ce ți-a plăcut cel mai mult în facultate? Ce mi-a plăcut? Bun. Ce mi-a plăcut? O întrebare grea. Nu ar trebui să ne limităm neapărat pe profesional sau... Mi-a plăcut tot ansamblu. Recomand tuturor celor care au posibilitatea să stea în cămin. Știu că pentru fete e puțin mai greu pentru că pare să că na, ele au nevoie de mai multă intimitate, dar nu cred. Începe și societatea noastră să poată să le ofere. Sau vreau să cred asta, acum vedem, mai spun. Dar viața de cămin te schimbă. Te schimbă ca om, îți schimbă, eu știu, toate raportările la viață. Asta nu înseamnă că nu mă înjure cei care nu stau în cămin și preferă așa, doar că pe mine m-a schimbat. Eu venind de la mama, unde făcea patul, făcea mâncare, era totul puiul mamii, ai venit în cămin și am avut marele avantaj să nu aibă posibilitatea să vină lângă mine foarte mult. Uite cum o să fie cazul meu. Eu cu copiii mei o să fiu lângă ei cel mai probabil, pentru că am și, nu știu, condițiile sociale, dacă ne permit schimbul, e mai ușor să călătorești acum, să zicem că partea materială nu mai este un impediment cum era pe vremea. Pentru mine ruptura asta m-a ajutat foarte mult și mi-aduc aminte că asta, da. Aici cred că mă opresc la întrebarea ta. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut că am avut posibilitatea să ieși din zona de confort. Să ies din zona de confort și să intru într-o zonă de libertate și de independență și de decizii. Mi-a plăcut, plăcea să mă distrez în cămin, mi-aduc aminte să plecăm în regie și să ne întoarcem pe jos, că nu avem bani nici de taxi, nu mergea nici la ATB-ul.
Mi-au plăcut colegii care am avut. Îi țin minte pe majoritatea, chiar și cei care n-au reușit să meargă pe mai departe în primii 2 ani de zile. Și în a doua parte a facultății mi-au plăcut profesorii. Mi-aduc aminte că îi respectam, domnul Manoliu, l-am în minte, domnul Manoliu mi-a dat și recomandarea pentru să plec în America, pentru că venisem. Partea cu skill-urile de limba engleză, pe care nici acum nu le-am căpătat de mult cât mi-aș dori, erau foarte mișcioți în ceea ce mă privește, dar și la nivel, să zicem, al facultății. Iar eu, părerea mea, să nu fiu criticat mult. Că... Bun, și atunci încercam să vin cu o propunere pentru profesor. Uite, cam așa ar trebui să fie, ca să așa, la la... Și domnul Manoliu, un om foarte ok, foarte vertical, adică pentru mine a rămas un exemplu de profesor. Cu toate că, cum îmi spuneam și mai devreme, predarea lui era mai rigidă. Când preda era puțin mai rigid, la un moment dat, în a doua parte a cursului, te cam obosea, dar dincolo de asta, un om minunat. Și ai zis, ce vii tu cu asta? Și a luat și mi-a făcut omul cum trebuie, să vedea că era din altă lume. Și atunci chestia asta pentru mine m-a motivat foarte tare. Uite că UTCBU sau ingineria nu este doar chestia aia brută cu care ne-am întâlnit prima oară. Și aici ar fi o recomandare pentru viitorii studenți. E frumoasă chestia asta noastră. Nu e numai șantier, nu e numai beton, fier, mizerie, înjurături. Chestiile astea sunt deja din altă lume. Acum, uite-te la mine, uite-te la noi. E o chestie frumoasă, dacă îți place. Și poate fi îmbunătățită. Și cel mai puțin ce ți-a plăcut? Cred că tot atitudinea unor profesori. Unii profesori nu erau pregătiți să ne dea aripi. Unii profesori erau pregătiți doar să ne țină într-un echilibru. Ok, nu cred că m-a tras în jos, doar că ca și student te aștept să fii ridicat, știi? Te aștept să fii ajutat tot timpul și de multe ori m-am lovit de lipsa asta de ajutor, dar n-aș vrea să o luăm ca pe o critică, aș vrea să o luăm ca pe un fapt. Pentru că așa asta aș putea să spun și anturajului meu, familiei, părinților, că putea să facă mai mult decât a făcut, dar nu ăsta este scopul. Scopul este că cu fiecare pas și cu fiecare minus și plus ți-l dă viața, tu trebuie să crești, trebuie să te depășești pe tine. Lupta e cu tine, cum am mai vorbit, și poate mai deschidem subiectul, că mi-e place foarte mult chestia asta cu lupta cu tine. Spune-ne acum mai mult despre lupta cu tine. Lupta cu tine, bun. Să mă oprești când iau razna, da? Lupta cu tine e clară că ăsta este, eu cred că ăsta este secretul unui om echilibrat din toate punctele de vedere, orice meserie ai avea. Tot timpul lupta este cu tine. Singura mea limitare care mi-am pus este să trăiesc 100 de ani. O spun la toată lumea, nu și aici. De ce? Pentru că să am timp să mă lupt cu mine mult timp. Pentru că atunci nu mai există limite. Dacă tu te autodepășești de fiecare dată și nu te uiți, IT-stul ăla are mai mult decât mine salariu, mă duc la IT, de ce nu m-am făcut IT și am făcut 5 ani de structură? Inginerul ăla știe mai mult calcul decât mine sau pe partea de metal sau eu, de ce nu fac ăsta, că e de vârstă cu mine sau e mai mic decât mine, știe mai mult. Ce pot să zic, are mai mulți bani decât mine, se îmbracă mai frumos, uite, înțelege mai ușor niște lucruri. De ce? Tot timpul cât te compari, îți aduci frustrări. Când te compari cu tine, nu-i pe cine să te speri, că te lupți tu cu tine și tot timpul ești câștigător. Și cu cât câștigi mai multe lupte cu tine, cu atât nu ai limite și ajungi și odată ești fericit. N-ai cum să nu fii fericit, pentru că tot timpul câștigi și toate celelalte vin grămadă. Nu-i așa, mi se pare. Ele vin grămadă la nivel constructiv și pozitiv. Ele vin. Vin. Oamenii în jurul tău vin. Partea materială vine, energia, tot ce vrei tu. Meseria. Eu acum mai sunt inginer. Da, cred că sunt cel mai complet inginer dintre mulți ingineri, ca să nu mă ridic prea. Dar nu mai știu să calculez la fel de bine cum calculam acum 10-15 ani. Sunt colegii mei din birou care, eu de exemplu, e o chestie foarte importantă în meseria noastră, transferul de forță tăietoare la bază, care este, nu știu să fac.
am fost un inginer bun și mă consider că am fost. N-am mai avut ocazia, la momentul în care proiectam eu, nu era atât de bine cunoscută din ce mi-aduc eu aminte și nu intrasem foarte tare, deja la un moment dat când am început să creștem, a devenit din ce în ce mai cerut această verificare și slavă Domnului se face și o să mă întorc când am timp, mi-aș dori. Să dau e următoarea ta luptă cu tine? Nu, să știi, mi-aș dori să pot să dau și examenul de verificator, mi-aș dori să fiu un inginer mult mai complet, dacă putem să-i spunem așa, mult mai extins, dar lupta mea, din fericire, cred că este pe partea de skill-uri de management, de oameni, să mă apropii de emoții, ca să putem, să pot să țin un echilibru la nivel de emoții, pentru că responsabilitățile mele le simt că sunt mai mult către oameni. Cristi, partenerul meu, s-a dus către clienți și eu o să vorbim și de filozofia mea despre clienți, sper. Și trebuie cumva să le ținem. Cristi ține clienții, eu trebuie să țin oamenii. Apoi ele înfloresc dacă le lași. Și nu cred că aș putea vreodată să fac mai mult decât un student sau un inginer care are 2 ani experiență la noi în birou și are cunoștințe mai mari decât mine. N-aș putea să mă duc să fac mai multe decât el? Absolut nu. Dar să pot să-l ajut să simtă ajutat, să se simtă valoros, să se simtă că se poate, asta pot. Pentru că am skill-urile și pârghiile pe care... Și să se simtă fericit la birou. Sunt curios. Atunci când v-am cunoscut, erați destul de puțini. Sau oricum, mult mai puțini. A schimbat vreo 3 birouri. De atunci, cred că doar din cauza că v-ați extins. Au fost oameni care au plecat de la voi din firmă? Au fost oameni care au plecat și aș vrea să mă întorc după aia, că este foarte frumos, să vină fericiți la birou. Am avut bucuria, ca o singură colegă pe care o salut, dacă o să uită la mine, să-mi zică că vine de plăcere la birou și am fost foarte emoționat. Și acum sunt. Da, au plecat. Am suferit mult. Dar cred că este... Asta face parte din joc. Face parte din joc, pentru că eu aș fi vrut să rămână. Dar dacă nu se mai simțeau confortabil, de ce? Dacă n-am mai reușit să găsim o cale de comunicare, de ce? Pentru că nu tot timpul se rezumă, sau nu întotdeauna totul se rezumă la bani sau la timpul petrecut la birou. Sunt foarte multe emoții, iar emoțiile astea se gestionează de multe ori greu. Și da, poate că n-am fost suficient de pregătit ca să-i păstrez, poate că ei nu puteau să mai evolueze la fel de frumos și bine în biroul nostru. Poate că a greșit și noi, poate că au greșit și ei, dar eu sufăr la fiecare plecare, din păcate. Au plecat mulți. Mulți? Mai mulți decât mi-aș fi dorit. Nu mulți, pentru că eu nu cred în chestia asta de capitale. Mie îmi place să creștem chiar organic. Și orice chestie care, orice petală care cade... Vezi, dacă o iei din perspectiva asta naturală, e ok să mai cadă, că vin altele și... Dar pe mine mă doare, mă durute. Păi ați crescut la un moment dat împreună. Am crescut împreună, au fost acolo și a lăsat amprenta fiecare un mix în care să nu-și fi lăsat amprenta și... Da, mi-aș fi dorit să se bucure... Eu văd că ea a crescut frumos firma și grupul și tot și mi-aș fi dorit să ne bucurăm cu toții de chestia asta. Nu numai... Eu mă bucur în fiecare zi când deschid ochii, dar... Da, mi-aș fi dorit să se bucure și ei, pentru că la un moment dat eram mici și ne urcam pe niște pietre grele și le-am depășit. Suntem undeva, ne plimbăm pe vârful muntelui și căutăm altul mai înalt. Și da, e plăcut să fii cu toți, să nu lași resentimente, dar iar face parte din viața, cred, din meserie. Îi iubesc și salut pe toți. Cum s-a întâmplat să... alegi să nu mai lucrezi undeva și să urmezi calea asta antreprenoriatului? A fost iar o conjunctură de viață. Încerc să spun povestea de la început, pentru că știu că ești curios de asta și știu că multă lumea a povestit-o de multe ori.
na, lumea știe că sunt plecat. Primul meu job a fost la Pop și Asociații. O echipă extraordinară pe care o respect și suntem concurenți, dar suntem acolo emoțional. M-am angajat în 2007. A fost o perioadă foarte mișto. Am găsit acolo niște emoții foarte puternice. Eram toți prieteni, plecam în excursii împreună. Ne creasem un grup foarte frumos. Și am stat acolo până în a venit criza la sfârșitul anului 2009, așa bine, deci în America a fost 2008, la noi a fost sfârșitul anului 2009, mi-am aminte. Și atunci a pus o presiune emoțională din perspectiva siguranței unui loc de muncă. Deja la momentul ăla mă căsătorisem, aveam și un copil mic, prima fetița. Și stai seama că era apăsător. Și, bun, s-a schimbat puțin starea emoțională, a devenit puțin mai apăsătoare. Au fost și niște restructurări, cum se spune, au plecat o parte din ei. Am mers înainte, probabil, nu-mi dau seama. Eu am fost din cei care am rămas. Am mai trecut un an. Și la un moment dat aș putea spune că, nu știu dacă a fost neapărat un conflict, a fost o viziune diferită, se tot schimbau să zic, echipele de proiectare la momentul respectiv, pentru că încerca birou să-și găsească un nou mod de a, de a se așeza din punct de vedere al project managementului. Că m-am întins multe. Bun, și s-a reașezat, mi s-a alocat un nou, un alt project manager față de cel care m-a crescut. Eu am crescut sub un și încă un, doi să zicem, doar că am fost crescut cu o anumită filozofie, cu o anumită abordare. A venit un nou inginer, foarte bun, cu atât. N-am nimic de reproșat nimănui. Doar că aveam cumva viziuni diferite. Eu eram învățat cu niște proceduri, cu niște gândiri. Noul project manager avea altfel și cumva am dus-o și la un moment dat nu s-a mai putut. Adică a trebuit să se aleagă și era logică să alege project managerul, doar eram inginer atunci. Și am fost obligat să, emoțional, eu cu mine, am fost obligat să-mi dau demisia, o decizie extraordinar de grea. Mi-aduc aminte că am plâns foarte mult, cei colegii de acolo știu. Dar da, o decizie care, iar, a fost decizia de care spuneam. A venit momentul în care să iau o decizie, în care n-am supărat pe nimeni, n-am supărare, n-am ce să reproșez, e clar de asta. Încerc să îmi găsesc cuvintele cât să nici nu zic ceva greșit, nici despre mine, nici despre ceilalți, pentru că chiar am întâlnit oameni foarte mișto de-a lungul vieții mele și cu cei cu care interacționez și bun, am fost pus în situația în care să-mi dau demisia, mi-am dat demisia, l-am sunat pe Cristi, partenerul meu de acum, ce facem? El deja plecase cu ceva timp în urmă dintr-o a doua restructurare, din câte mi-aduc aminte. Avea, cred că, 2 sau 3 luni, dacă nu mai bine. A zis, Cristi, uite, eu m-am hotărât ceva. Păi, uite, suntem doi, mai era cum ca un prieten, vino și tu, atunci mai el era cu un alt prieten, cu Ștefan. Ștefan avea deja un birou mai mare, avea 4 sau 5 angajați, dacă nu mă înșel, iar Cristi și cu Marian erau și ei participa de acolo și mi-am luat și un birouaș, un calculator și am început să tocănim acolo. Și aveam un ciubuc de mi-aduc aminte atunci, cred că era la 3-4 mii de euro, mi-ajungea cam 3 luni, în cazul meu, cu toate cheltuielile aferente și am zis, ok, ce poate fi rău. Și am intrat în chestia asta. Deci era criză. 2010. Încă era criză. 2010, iarna, da. Încă era criză, dar, în fine, aveam, nu mai ți-am spus, aveam deja leasing la mașină, copil mic, casă, eram foarte... Dar niciodată nu m-am raportat la chestia asta materială. Eu le aveam pe listă, sunt foarte dur, nu mă atașez în comparație cu Gianina, soția mea, care e foarte atașată de chestiile materiale, adică casa, când acum ne-am mutat în chirie în București și a fost foarte greu. Că de ce să plec de la casa mea? Da, e mai bine, școala lângă copii, birou.
Nu, în schimb, eu le tai în carne vie și atunci era, dacă se întâmplă ceva, mașina pleacă, da, dăm cu o de leasing, mergem, ca oricum, dacă nu, casa, după aia copilul. Dar n-a fost cazul. Și am stat cu Cristi, cum am putut, dar cred că un an și ceva. Ne-am înțeles foarte bine încă de la început, aveam viziuni comune să creștem, am simțit că asta e direcția. A fost mai grea plecarea, undeva după un an și jumătate m-am angajat la Metrou, la M5, la Astaldi, FCC Astaldi. Stat din septembrie până în ianuarie, am găsit și acolo niște oameni foarte mișto, foarte mișto. Doar că intrasem în partea de departament tehnic în care eu trebuia să verific niște planuri, iar skill-urile mele erau peste. Și era mult timp care l-aveam pierdut acolo, știi? Că programul era fix și simțeam că, adică, cred că munceam undeva la 3-4 ore și restul încercam să le muncesc pentru că nu aveam nici poziția cât să merg în zona de calcul, nici vizite de șantier, adică ei fiind foarte procedurali, firmele mari, ai foarte bine felia ta și aveam acolo. Și am stat 4-5 luni, am cam așa mi-am aminte și la un moment dat a găsit Cristi o lucrare la Tulcea, la șantier naval, cred că 15.000 de euro a fost. Era ceva ieșit din comun pentru noi și am zis să o facem. Și a zis, Tibi, hai că avem de muncă. Știi, pornim. Cât de mult v-a ajutat că la momentul respectiv sectorul nu era neapărat unul floritor și pentru toată lumea era greu? N-am simțit pentru că Cristi să pricepe atât de bine să obțină orice. Adică el știe efectiv să-i ofere omului exact ce are nevoie și face totul ca să-i ofere atunci când e. Motiv pentru care eu cred că oricâtă criză am avea și oricât de rău ar fi, eu cred că Cristi s-ar descurca oamenii ar vrea să lucreze cu un om ca el, să cumpere de la el serviciul nostru, că până la urmă asta face, pentru că știe că de totul. Știi? Deci, fiind criză, n-am simțit că le-am luat pas cu pas. Am zis mai devreme că ne întoarcem spre asta. Direcția noastră este filozofia principală impusă de Cristi, că dacă la cât de rău eram cel puțin la început, este să facem absolut nevoia clientului. Și nevoia clientului care este a lui și în viziunea lui. Nu ce credem noi că este bine pentru client. Că de multe ori noi, inginerii, hai să zicem, tindem să le spunem, dar vezi că e mai bine așa, dar vezi că e mai bine așa, dar vezi că acolo cu stâlpi, acolo cu... Dacă el nu te întreabă și nu-și cere asta, n-are rost să-l duci tu. Pentru că atunci îl pierzi. Da, mă vezi tu pe mine. Eu vreau să-mi faci o casă așa, așa, așa. Ieftină, scumpă, eu știu, pătrată, rotundă. E, și apropierea asta de client ne-a dus, cred că ne-a dus și ne aduce. E greu, pentru că clienții sunt diferiți și... Sunt diferiți, cred că. Și să te adaptezi fiecărui client este greu din perspectiva asta emoțională. Când trebuie să iei echipa, unii vor repede, alții vor ieftin, alții vor mult, nu știu, știi, le iei pe toate. Unii se implică foarte, sunt clienți care efectiv se implică foarte, foarte mult și e greu să-l ții și să-i explici și să-l ții și să-i explici. Alții sunt neimplicați, se așteaptă doar să aibă rezultate bune la sfârșit. Genul ăsta sunt chiar și puțin mai altfel, pentru că muncești mult și când ajungi la sfârșit și spune că e nemulțumit, atunci e o emoție ciudată și puternică, știi? Știi că ai dat totul și la sfârșit ți se spune, păi, nu sunt mulțumit, mai bine îți dă câte puțin și îți dă niște direcții, uite, vezi, aici mai schimbă aici, aici mai schimbă aici. Proiectul ăsta din Tulcea rămâne favoritul tău dintre toate proiectele pe care le-ați făcut. Acum sunteți implicați în dezvoltarea modului de la Promenada, nu? Da. Bun. Nu ți-aș răspunde direct la întrebare, pentru, cum ți-am spus, chestiile astea materiale pentru mine e foarte greu să le asociez. Nu toate sunt favorite. Atât timp cât s-a terminat cu bine, chiar și celelalte. Eu sunt ca un roboțel. Și am nevoie de un om ca Cristi cu viziune care să mă pornească și să-mi dea direcție. Să zică, trebuie să plecăm de aici, să ajungem aici. Și atunci eu iau toate resursele și toate condițiile ca să pot să ajung din punctul A în punctul B. Sunt foarte mecanizat eu în gândire și
în asta și de-aia mă încarc, prin toată mecanizarea asta mea, de multe ori se întâmplă să forțez și oamenii, să forțez și limite. Se strâng foarte multe emoții și la sfârșit emoțiile astea se împart câteodată numai în emoții pozitive, câteodată și în emoții negative. Tocmai de-aia, pentru mine, eu dacă l-am închis, eu sunt pregătit pentru următorul, știi? Am dat totul, l-am închis, toată lumea e fericită, n-aș putea să mă apropii. Știu că promenada, sau ne place nouă să spunem că e cel mai mare din România, având 7 subsoluri. Nu știu dacă s-a mai făcut sau s-a mai făcut cu 7 subsoluri. Știu că metroul a mai avut adâncimea asta, 28 de metri minus, dacă nu mă înșel. Doar că pe civile, din informațiile mele la momentul ăsta de față, ar fi cea mai adâncă excavație și apoi o să aibă, cred că, 80 de metri înălțime. Eu sunt foarte puțin informat de astea, de acolo Cristi lui place metri pătrați, suprafețe, înălțimi, pentru că asta e zona lui. Dar știu că este printre cele mai mari proiecte din România și la el m-aș orienta. Știi că mă asociez și eu cu el. Primul proiect a fost frumos, l-am terminat. A fost. Și cel mai complicat tehnic? Cred că teatrul favorit, pentru că au fost și foarte multe schimbări, acolo chiar e o chestie foarte mișto ce a făcut domnul Teacă, doar că e greu de a le pune în practică, încă se face și acum cred că urmează greu. Nu știu dacă ai reușit să vezi pe... Am văzut niște poze. Chestie. Trebuie să înceapă tot metalul ăla complicat, care e o pânză așa, e o chestie tridimensională foarte interesantă. Și totul curbat, totul, cred că ăla e cel mai provocator. Dar trebuie să închidă, că acolo suntem pe parcurs. Și cum vă provoacă cumva în rândul echipei proiectele astea de dificultate tehnică? Sunt ingineri și ingineri, project manager și project manager, designer și designer. Prima provocare este să găsești coordonatorul potrivit pentru proiectul respectiv. Dacă l-ai găsit, l-ai ales, oricum îl alegi, știi? Așa. Și apoi contează foarte mult ca acel coordonator să strângă echipa cu el și să tragă în aceeași direcție. Dacă reușesc să facă chestia asta, lucrurile merg foarte smooth, dacă vrei să le ai, știi? Foarte lean. De exemplu, promenada, mie, la cum a mers și la cât de complicat a fost, am mers destul de lin, știi? Pentru că Paul a reușit să-și strângă în jurul lui echipa să facă. Au fost alte proiecte care au mers mai greu, pentru că da, există imposibil într-o organizație de oameni să nu existe și anumite, cum vrei tu să le zici, impresii mai puțin bune despre celălalt. Ei, și dacă reușești tu ca coordonator, să-ți alegi și din zona oamenilor care nu vor neapărat să te ajute, să te ridice, ci ok, ai nevoie de ajutor, te ajut, știi? E, se întâmplă și chestia asta și când nu ți-ai ales suficient de bine și că odată ce intri în echipă la noi, ai văzut, prederile sunt undeva la maxim 3 luni. Să zicem un DTAC o lună, un PT încă 2-3 săptămâni, vorbesc la un proiect mediu de 100.000 de metri pătrați. Se pot întinde pe 6 luni de zile în funcție de cum se mai schimbă temele și cum se mai așează. Dar să zicem într-un DDE, undeva la 6-8 săptămâni. Și dacă 6-8 săptămâni pentru 100 de metri pătrați, știi că nu este puțin. Știi? Nu este mult. Este extrem de puțin la cât de detaliat. Deci dacă nu pleci la drum cu echipa care să știi că te ajută și tu ca designer, ca project manager, cum vrei să nu, nu ai fiecare pas bine știuți, te mai pot mole și te ajută ceilalți, că asta e mișto la noi, că ne ajutăm. Eu simt că ne ajutăm unii pe alții și tot timpul ne atingem scopurile. Dar n-aveți echipe definite de la început sau pentru fiecare proiect să formează o echipă nouă? În principiu sunt 8 parteneri principali, adică sunt eu cu Cristi. Să zicem, partenerii principali, este Ovidiu și cu Radu, partenerii noștri juniori, care fac parte din Nucleu. Și apoi vin încă 4 parteneri de același nivel, iar tot ce înseamnă, în afară de mine și Cristi, ei sunt coordonatori de proiect. Deci ei iau proiectul și își fac echipe. S-au ales, s-au
segregat, cum vrei să spunem noi. S-au cernut niște echipe între ei. Adică, de exemplu, luăm pe Cristi Arnautu, are sub el pe Marius și de apoi încă trei studenți, trei nou veniți, trei oameni cu 1 plus experiență. Și pleacă de aici, dacă reușesc. Și apoi este și o parte tehnică care ne ajută. Mai avem încă 7-8 oameni care ei sunt tehnici. Ei ne ajută doar o parte tehnică. Îi dăm tema de proiectare și ei fac un tema în aplicare. Dacă proiectul este mai mare decât capacitatea lor, atunci apelează la o altă echipă. Știi? Mai am nevoie de încă un inginer pentru teme de armare și de încă doi ingineri începători ca să pot să pun la punct, să mă ajute pe partea tehnică și plus oamenii tehnici din spate și ușor, ușor se creează o echipă care poate fi mixată. Dar ea, în principiu, totul se învârte în cei 6 parteneri de unde se pleacă mai departe. Și se face o ședință în care se distribuie fiecare proiect în funcție de cum vine, în funcție de încărcătura fiecăruia, ei sunt de acolo pleacă. Cam așa merge și ciorchinele, dacă vreți să-l denumi. Cum au ajuns colegii voștri mai tineri parteneri în firmă? Mi se pare că asta e o cultură pe care n-am mai auzit-o neapărat la alte organizații. Mai degrabă din străinătate am mai auzit parțial, dar sunt curios cum funcționează procesul. Așa am considerat noi că trebuie să creștem împărțind. Dacă nu împarți, este foarte greu. Nu mai există, nu știu cum să o spun exact, tu trebuie să tragi pentru tine, lupta ta e cu tine. Dacă tu nu tragi pentru tine și simți că altcineva este beneficiarul direct al muncii tale și nu te mai simți tu valoros că faci pentru tine, atunci te pierzi. Știi, te pierzi și cauți să-ți găsești locul în altfel. Cred că așa l-am găsit, dar e greu de spus. Îți dai seama că n-am cum să spun și părerea lui Cristi din perspectiva asta. Doar că am ales la un moment dat să aducem parteneri ca să poată să ia parte din firmă și partea asta, să știi că, uite, o spun destul de public, nu e scriptică, nu ne ducem la ANAF să facem. Noi avem fiecare cumva firmele noastre. Da, e o chestie internă, doar că împărțirea este emoțională, este de încredere. Noi avem încredere și la un moment dat ce vorbim, ce se așează, bă, asta este firma ta, treci pentru sau partea ta din firmă sau astea. Apoi vin bonusuri la sfârșitul fiecărui proiect în funcție de cât de bine se îndeplinește. Da, deci parteneriatul vine odată cu o încredere emoțională și apoi cu niște câștiguri materiale. Astfel încât să te simți valoros, să te simți apreciat, să simți că faci parte din chestia aia, că tragi pentru tine, că nu e nevoie să, că nu găsești în altă parte mai bine. Asta e din punctul vostru de vedere, dar ce a trebuit să facă un partener ca să ajungă partener, un actual partener? Trebuie să-și demonstreze niște abilități, cumva l-ați simțit că a ajuns la un anumit nivel și de acolo ăsta era următorul pas? Cred că elementul, bineînțeles, toți sunt valoroși. Adică chestia de valoare, încă o dată, cu ce este mai valoros un om care face curățenie pe stradă și a luat toate frunzele după stradă și le-a pus, față de un broker din New York care a dat peste ca bursa și a venit criza. Valoarea este atât timp cât tu îți faci treaba. Motiv pentru că e foarte greu să evaluezi oamenii, pentru că pentru mine toți oamenii sunt buni și toate lucrurile sunt bune, ți-am mai zis. Valoroși chiar suntem toți. Cred că primordial a fost experiența din firmă, pentru că a putut să înțeleagă o filozofie, o gândire, niște proceduri care nu sunt foarte scriptice. O cultură organizațională per total. Foarte bine spus, exact. Și poate să perpetueze. Motivul pentru care primul motiv este experiența în birou. Adică să știi că există partener și o persoană care este din zona tehnică, nu e neapărat din zona de proiectare. Adică cu cât aduci mai mult plus organizației și cu cât ai înțeles mai bine toată chestia asta procedurală, cu atât ești mai pregătit să poți să înveți. Că până la urmă ei sunt parteneri. De ce? Ca să poată să aducă un plus biroului și să crească, să transmită, să
cucerească. Acum, nu știu cum sună de afară chestia asta cu parteneriat. Noi suntem foarte mândri de chestia asta. Foarte mândri. Și vreau să cred că se vede și de afară, că pentru mine chiar sunt... Știi, le tot zic, voi când vă duceți afară, voi sunteți parteneri la una din cele mai mari firme de proiectare. Vreau să fiți ca atare, să vă prezentați ca atare, să fiți... Da. Sunt sigur că se-și prezintă, de altfel. Da, nu știu, că nu prea particip la chestiile astea publice și nu-mi dau seama, dar aștept feedback-uri. Cum e sectorul în momentul ăsta? Cum îl simțiți? Tot sectorul foarte de construcții. Foarte dinamic. Deci am reușit să atragem clienți de mare valoare. Cu siguranță le vom face față și mă bucur că ne acceptă. Vreau să cred că nu sunt foarte mulți clienți dezamăgiți. Vreau să cred asta. Și dacă sunt, să nu spună. Dar vreau să cred. Pentru că din asta trăim. Ne doare fiecare critică care vine din partea clientului. Dacă vin criticile din partea concurenței sau din partea unor oameni externi care n-au legătură, doar au interacționat cu noi, doar nu sunt client direct, parcă nu sunt la fel de dureroase, știi? Dar când clientul îți spune, atunci te doare mai tare, că tu știi că pentru el ai făcut și n-ai reușit să... Și uite, aici aș vrea să punctez, este foarte importantă legătura, să existe o legătură directă între un om din interiorul, în cazul nostru, biroului de proiectare și un om din grupul clientului. Dar să fie directă. Dacă nu s-a creat legătura asta, de obicei și încredere emoțional. Adică să poți să-i zici, băi Ionel, te-am supărat cu ceva? Zi-mi de ce, că eu vreau să te ajut, nu vreau să te încurc. De-aia mă plătești, tu mă plătești, eu te... Dacă nu există legătura asta directă, se fac tot felul de interpretări. Da, ăla de ce nu mi-a dat? E mai puțin important proiectul meu decât altul. La mine nu și-a dat interesul că nu știu ce. Eu i-am dat mai puțin și altul i-a dat mai... Adică chestiile astea care ele nu sunt reale. Adică sunt perspective, eu o numesc asta teoria perspectivei, știi? Sunt perspective diferite. Iar dacă ai reușit să creezi o conexiune, de cel mai multe ori reușim. De ce? Că de-aia și funcționau atât de bine. Dar dacă nu există legătura asta, este greoaie procedură. Te întrebam de cum e sectorul în momentul ăsta și din perspectiva de a alege o astfel de meserie a cuiva care încă se întreabă. Nu cred că se mai pune problema acum. Forța de muncă este mult depășită, sau cum vin, cerința pentru forța de muncă este mult peste ofertă. Motiv pentru care... pentru studenți, dacă vrei, pentru viitorii absolvenți, eu cred că o să-și găsească locul foarte ușor. Trebuie doar să vrea și să înțeleagă mai bine înainte de a cere. Am impresia că noua generație vine cu foarte multe cerințe, cu foarte multe așteptări. Nu e greșit. Generația Folgilor de Ne. Nu este nimic greșit. Dar parcă e nevoie de perioada aia de ucenicie, care înainte era foarte bine definită, era respectul ăla pentru... pare să... Și am perceput-o, din păcate, și de la fetița mea, care, și o spun, pentru mine e cel mai important om, la modul că suntem foarte bine conectați din perspectiva comunicare. Și mi-a zis, după ce că vă duc acolo și să faceți și să dregeți, și am zis, Talia, dar tu ne duci acolo? Pe banii noștri și pe timpul nostru și tu ne arăți? Nu. E, așa simt și de la noi veniți. Pare să că se cred mai, că știu mai multe decât noi în anumite zone și vin la modul că, bă, ia vedeți că, uite, cam așa stau lucrurile. În loc să aștepte un an, doi, să vadă cum merg lucrurile și da, se poate îmbunătăți orice organizație și mai ales a noastră. Da. Deci cam aici... Forța de muncă este binevenită, se va integra foarte ușor, doar că puțin... Voi, de exemplu, cam de câți oameni ați mai avea nevoie? Având în vedere că am integrat cam 14 oameni în ultimele 2 luni, 3, n-am... Deocamdată sunteți pe hold. Dar, da, tot timpul e nevoie. Acum, știi cum,
Acum nu e nevoie, pentru că suntem deja la începutul anului universitar, iar fluxul de forță de muncă, cel puțin pe partea de proiectare, se întâmplă de obicei vara după ce se iau licențele. Știi? Ca la chirie, când înainte să înceapă facultatea, ce e preț. Fluxul mare, da, și după aia. Acum pot integra, dar nu e nevoie, să zic. Adică nu simt nevoia să mai aduc pe cineva, dar bineînțeles că dacă văd un om valoros, tot timpul am lăsat locul ăsta gol, știi? Să existe un loc în care, dacă există un om valoros, să poată veni. Știi, e alegerea, oportunitatea. Dacă vine, că ai trecut după aia, s-a dus, eu știu, perioada, da? Segmentul de timp și apoi nu mai poți să dai înapoi. Asta e cea mai mare problemă noastră a omenirii, că nu mai putem să dăm timp înapoi. Aveți și studenți la master angajați? Avem și studenți la master angajați, avem și studenți din anul 4 angajați. Și cum împacă școala cu activitatea didactică? Este un experiment anul ăsta. N-am avut niciodată până în momentul de față studenți de anul 4. Le-am spus și le spun tot timpul că primordial pentru mine este facultatea. Adică, dar nu putem nici să lăsăm firma la o parte pentru că ea ne plătește, ea ne aduce niște bani, adică nu putem să o ignorăm. Trebuie să găsim să le mixăm astfel încât să le împăcăm pe amândouă. Dar primordial este facultate. Sper să funcționeze. Pentru că dacă nu funcționează, de anul viitor nu o să mă integrăm studenți de anul 4. Pentru că pentru mine e foarte important, cum ți-am zis, sunt roboțel și trebuie să-ți închizi un ciclu ca să poți să-l începi pe celălalt. Odată ce le amesteci, ești tu pierdut și nu mai poți să te integrezi într-un grup care funcționează pentru închiderea ciclurilor, știi? Pe segment. Poate că sunt eu prea robotizat. A funcționat până acum, deci până nu acum, cred că ne apare ceva rău. Așa. Care crezi că e viitorul în sector? Cred că este foarte deschis, să știi. Adică mie mi se pare, cine spunea, domnul Văcăreanu sau domnul Marcu de la Pop și Asociații spunea la un moment dat chestia asta cu că tot timpul se va construi, e o vorbă, știi? Că tot timpul va trebui un pop, un doctor și un constructor, ceva de genul ăsta. Dar interesant. Eu cred că construcțiile vor avea un cuvânt mare de spus pe următorii 50-60 de ani, pentru că IT-ul este foarte puternic acum, dacă se va mixa IT-ul cu partea de dezvoltare, eu cred că o să fie o chestie foarte interesantă. Foarte interesantă. Așa văd eu, pentru că dezvoltarea ce înseamnă? E clar că construcția e. Acum noi pregătim, știi, ca aia, cum, pregătim platforma cu IT-ul și cu toată dezvoltarea asta a IT-ului care e la cote înalte. Indiferent, construim roboți, nu contează, poate să construiască, știi, să inventăm roboți care să vină să construiască, să toarne betonul. N-are nicio treabă, partea de inginerie va exista tot timpul. Adică partea de inginerie va deveni din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai, cum să zic eu, mai... Mai curată. Mai curată, e bine spus. Și da, da. Deci, eu cred că tot timpul am comparat IT-ul cu ingineria de proiectare, dar eu cred că cu totul. Tot timpul le zic alor mei, e foarte frumos să vă comparați cu IT-știi și din punct de vedere al inteligenței și din punct de vedere al banilor. Noi încercăm și sper să și reușim, dar asta o să spună ei cu timpul, să aducem chiar și partea materială la un nivel. Mă, nu poți să pui un IT-ist, nu știu, de la Apple care câștigă 100.000 de euro pe lună, dar eu vorbesc IT-ul din România mediu cu, eu știu, veniturile medii din compania mea. Eu vreau să cred că sunt similare și poate fi o comparație. Vis-a-vis de tehnologizare, în momentul ăsta cum funcționează lucrurile la voi? Sunt aproape convins că lucrați deja într-un mediu colaborativ BIM. Da, după partea de proiectare, BIM, cum sunt lucrurile? Cred că așteptăm să se schimbe dincolo de noi partea de BIM. Pentru noi e foarte ușor, am mai vorbit de chestia asta. BIM-ul pentru noi înseamnă lucru în 3D, într-o extensie care poate fi suportată de orice platformă tip BIM. Și majoritatea platformelor tip BIM știu e IFC, .IFC. Dacă ai .IFC, toată lumea îl recunoaște ca DVG-ul pe partea de 2D. Deci noi
suntem pregătiți pentru BIM de cel puțin 10 ani în urmă. Mi-aduc aminte că se lucra în StruCAD, care cred că a fost cumpărat de Tecla între timp, în anii 2009, 2008-2009. Ceea ce înseamnă cât 14 ani în urmă, 13 ani în urmă. Noi, compania noastră, lucrăm de cel puțin 10 ani în 3D, lucrăm încă în 2D în AutoCAD, chestiile care sunt, care se merită sau sunt mai facile, le facem în AutoCAD 2D, de fiecare dată când e nevoie le transformăm în 3D, avem un departament care, dacă ni se solicită de la beneficiar, da, chestia asta s-a făcut în 2D, dar o vreau în 3D ca să o suprapun, ca să obțin niște cantități suplimentare, din diferite motive. Deci noi suntem pregătiți pentru BIM. Trebuie să se schimbe ceva după și nu neapărat la arhitect, pentru că și arhitecții sunt în proporție destul de mare pregătiți pentru BIM, dar BIM-ul nu pentru noi este... ținta nu este la noi în design. Ținta este execuție. Execuție și în utilizare. Și ce crezi că lipsește în momentul ăsta sectorului să poată integra BIM în execuție și ulterior în partea de facility management și utilizarea clădirii? Am mai spus asta și am fost puțin certat în zilele trecute. Cred că lipsesc project managerii de BIM. Acum, au și eu de noi BIM manager, care e foarte frumos, sună bine, dar BIM manager, adică el să își asume acest concept. Eu sunt BIM manager pe proiectul cutare și el trebuie să existe la fel ca și investitor. De când se semnează cu sau de când apare ideea, până când începe să se utilizeze și pe perioada de utilizare. Deci, dincolo de project managerii, cost managerii care sunt acum, știi, acum sunt chestia asta care integrează, da? Project managementul în construcții, care a apărut nu cu mult timp în urmă, 10-12 ani, foarte bine venit, ajută foarte mult. A fost un mic război între noi, ceilalți și ei când s-au pus așa, dar acum ne-am găsit fiecare locul, pentru că era la un moment dat, simțeam că se pun deasupra noastră, știi, veneau, da, vă învățăm noi cum să face, că noi suntem cei care suntem deasupra, știi. Dar între timp s-au așezat lucrurile și sunt benefici, adică și aduc plus valoarea în construcție. Acum trebuie să vină acest concept de BIM manager. Trebuie să plece de jos, de la facultate. Știu că în țările dezvoltate sunt facultăți speciale. Am înțeles că și aici s-au integrat anumite cursuri, dar mi-am aminte că și pe vremea mea se integrase cursul de AutoCAD. N-am înțeles nimic până nu m-am apucat să lucrez la birou. Asta nu înseamnă că e ceva greșit. E un pas, mergem înainte. Doar că chestia asta probabil că mai durează vreo 10 ani. Ne bim în continuare, probabil că e o chestiune destul de abstractă pentru publicul larg. La care public te referi? Să știi că noi îl înțelegem foarte bine și l-am digerat foarte bine. Adică să ai BIM și structura, să aibă BIM și arhitectura, să aibă BIM și instalațiile, să le suprapunem, să vedem niște conflicte, sună atât de simplu și de frumos. Nu este omul care să facă chestii. Încă nu există. Arhitectul știe, doar că nu are timp. Adică să-i mai dai arhitectului să mai facă în plus ceva pe lângă. Oricum el nu are, e foarte greu să facă ce face acum. Așa-i văd. Adică pentru ei e o provocare să facă față. Am mai spus asta, eu nu știu nimic de instalații. Nu știu dacă e bine sau rău. Din păcate nu știu. Instalatorul nu știe nimic de structură. Asta înseamnă că arhitectul trebuie să se încarce și cu această nevoie de a face structuristul să se înțeleagă bine sau să înțeleagă ce a făcut instalatorul și invers, plus părțile lor. Și din păcate eu îi văd că e destul de mult și dacă le mai dai și BIM-ul, vorbesc de arhitectul cel coordonator, omul care trebuie să le știe pe toate. Oameni suntem, suntem indivizi, adică nu poți. Deja, cred că trebuie să fie factorul uman care să fie BIM manager și să fie cumva o altă mână a arhitectului. Și BIM managerul ăsta să fie, ai zis de la început, dar să răspundă și de partea de proiectare și ulterior de implementare. Trebuie să înțeleagă. Trebuie să înțeleagă și, așa văd eu, acum eu doar îmi exprim punctele, trebuie să înțeleagă și partea de arhitectură, trebuie să înțeleagă structură, trebuie să înțeleagă instalații și trebuie să știe care va fi nevoia lui în final. Adică el trebuie să, chiar dacă nu va rămâne el în utilizare, după ce se dă în utilizare, trebuie să poată să transfere unui alt om cu aceeași pregătire, astfel încât la un moment dat, dacă cineva vrea să dea o gaură undeva, să știe să intre în căsa asemenea BIM, Building
information modeling, adică e mai mult o informație decât un mod de proiectare, știi? Nu e design manager, știi? Design, așa, e building information modeling, adică să modelezi ca să poți să ții niște informații. Așa văd eu, poate că, știi, îmi fac eu bula mea, dar eu spun ce știu, ce înțeleg. Astfel încât să predea mai departe, iar dacă cineva vrea să dea o gaură, mai întâi să intre ea, câte ți-e sparg, se poate, unde trebuie să opresc capa, unde trebuie... Și atunci totul funcționează, știi, dacă cineva... Sau dacă sar de un corp de iluminat, să știi exact ce corp de iluminat exact, e exact. Și tot așa. Adică ținta trebuie să fie acolo, nu la noi în proiectare, în chestia, pentru că noi, slavă Domnului, funcționăm, cred. Dacă ai terminat facultatea acum, către ce te duci? Ai face același lucru? Da. Nu acum, la anul. Am înțeles, da, da, da. Eu sunt genul de om care am astea, intervalele, segmentele de timp scurte. Adică încerc să le scurtez. Eu sunt un om care mă consider un om foarte dinamic și iau decizii, mă schimb de la o zi la alta, de la o oră la alta. Da, da, aș face același lucru. Tot proiectul, ok? Da, da, eu consider că, încă o dată, chiar consider că sunt un inginer complet, nu cel mai bun, dar complet, pentru că de ce, iată, când a fost nevoie de ceva, nu am rămas agățat de ce am crezut eu că e bine și de ce am crezut eu că e nevoie de la mine să se facă. Și m-am dus, uite, nu știu dacă îmbrățișești cel mai mult chestia asta de management, de people management, de, eu știu, cost manager, că până la urmă mergi pe aia. De ce mai avem de relaționare cu clienții, de psihologie, că e o grămadă de chestie psihologică. Uite, apropo de asta, o spun cu mare mândrie că avem terapeut de dezvoltare personală în birou, ceea ce mie mi se pare foarte mișto, nu neapărat să avem. Am văzut într-un film chestia asta, ai văzut Billions cu blondul, mișto serialul, și acolo am văzut că era chestia asta de terapeut pe dezvoltare personală și mi s-a părut foarte interesant și am ținut neapărat să-l aduc și e ceva mișto. De cât timp îl aveți? 6 luni. Deci vedeți deja niște schimbări. Da. Care sunt schimbările pe care le vedeți? Oamenii sunt mult mai informați emoțional. Sunt mult mai... Adică pare să că... Știi, e foarte greu să vină către mine cineva să mă întrebe despre o emoție. E supărat, nu e supărat, de ce e supărat, cum ai? În schimb, dacă are, nu știu ce să discut acolo, eu știu ce discut eu cu el, înțelegi? Și îmi spun, of, uite, m-am simțit jignit, m-am simțit apăsat, m-am simțit nesustinut, știi? Am simțit că aveam nevoie de un ajutor acolo și am fost ignorat. Și după aia vine partea cealaltă dintr-o perspectivă neutră. Da, dar n-ai fost susținut că probabil a avut altă treabă pe care a considerat, nu are ceva cu tine. Pentru că a avut altceva de făcut și n-a considerat că, sau n-ai fost tu suficient de... De a pune mai degrabă lucrurile într-un context larg decât într-un context personal. Exact. Și asta, tu practic, iei o perspectivă de la un profesionist, dar și neutră. Pentru că profesionistul respectiv îți spune dintr-o zonă lipsită de emoție. Tu te duci încărcat cu emoții. În schimb, dacă n-ar exista, să faci tot felul de idei, tot felul de preconcepții. Și ce are ceva cu mine. Da. Are ceva cu mine. L-am jignit. Am vorbit prea tare, prea încet. Nu vrea. E rău. Știi? Și să ajută. Și în plus, fiecare, am simțit și asta, și cred că este o realitate, fiecare își expune și din partea personală acolo unde m-a supărat mama, m-a supărat tata, vreau să fiu și nu pot. Știi? Și atunci ea spune din perspectiva unui profesionist, bă, dar stai chill, că ai doar 20 de ani, sau la mine, ai doar 40 de ani, mai bun la 100, știi? Nu ești nici la jumate. Da, e normal să simți și așa și așa. Adică ajută odată pe partea de birou și odată pe emoție personală, care fiecare o avem și e mult. Pe partea de birou, cum s-au schimbat lucrurile? Cred că m-a ajutat pe mine mult chestia asta, pentru că începe, vreau să cred că încep să mă cunoască mai bine oamenii, că dacă pun o întrebare, Diana, așa o cheamă, doamnă minunată, spune, bă, așa e el, adică, sau, cred, nu știu, că îți dai seama că nu avem, nici nu cred că e normal să știm ce asta. Da, dar vezi dinamica organizației. Văd că, da, simțeam la un moment dat că oamenii aveau nevoie de mai multă informație de la mine, iar eu nu aveam efectiv timpul să-l dau. Cei care vor acum pot să-și ia foarte ușor de acolo, dacă vor.
și foarte transparent. Pentru că n-am, adică, pentru că Diana mă cunoaște, eu o cunoșteam pe ea cu un an în urmă să vină la noi. Pe mine m-a schimbat asta. M-a ajutat foarte mult în partea asta de management. Ce îți place cel mai mult în toată activitatea ta? Păi tot îmi place. Cred că nu văd altfel. Segmentul cel mai mic. E segmentul preferat. Hai să spun o chestie foarte interesantă. Mi-a spus Alex cel mic. Stai seama că de afară se vede că eu pierd timpul de multe ori. Că fac ce vreau. Știi, când vreau, nimeni nu știe programul, doar eu mi-l știu. Și am jucat adevăr sau provocare, inimă sau răzbunare. Și mi-ai... Tati, nu-i așa că tu când te duci la birou mai și muncești? Știi? I-am zis că da. Sunt foarte implicat în tot ce se întâmplă. Ce-mi place foarte mult, îmi place când văd oamenii liniștiți și mulțumiți. De-aia zic, când mi-a zis Mihaela atunci că ea vine de plăcere la birou, a fost primul și singurul până acum din birou, care mi-a zis-o atât de dezinvolt, mi-a creat o bucurie imensă, pentru că știu că eu sunt foarte emotiv, după cum mă știi, știi? Și știu că emoția asta, eu cred că putem să comunicăm mai bine prin emoție decât prin fă, drege, ai fost, n-ai făcut. Se simte mult mai ușor. Și asta este venită de vreo 70.000 de ani în urmă, de când ne-am rupt de Homo sapiens, în perspectiva mea. Deci emoția asta, emoția de liniște. Când intru în birou și simt liniștea aia, să pot să beau cafeaua și să știu că nu am nimic de făcut, există și zilele astea, ales cele mai plăcute, știi? Înseamnă că funcționează. Înseamnă că lucrurile funcționează. De ce ai recomanda cuiva să vină la construcții? Pentru că poate găsi oameni minunați și aici. Știi, dacă drumul duce la construcții, nu te ferii de construcții. Pentru că toate aceste stereotipuri, da, care sunt în spate, cu care vii, eu cred că încă vii, dacă te duci la liceu și auzi, sau îi spui unui prieten, mă duc la construcții, la construcții, iar cum spuse, e betoane, fiare. Nu. La construcții poate fi la fel de frumos ca IT-ul, hai să găsim ca în aeronautică. Sunt convins de asta. Dacă vrei, știi? Dacă îți dorești, dacă ți-e loc, dacă simți loc acolo. Eu îmi simt loc aici, adică eu nu cred că aș putea să fac altceva. Dacă alegerea n-ar fi făcută neapărat așa emoțional, sau să la momentul respectiv să te gândești, da, uite, toate drumurile duc către construcții, asta este alegerea pe care trebuie să o fac. Și pur și simplu ești un tânăr de 18 ani care nu știe neapărat încotro. Dacă ar fi să faci o reclamă pentru sectorul construcții. Bun, dacă ar fi să fac o reclamă, aș zice că da. Dacă există pe lista de acolo de opțiuni, du-te că o să fie bine. Ia, alege-o. Dacă ai întrebări și ai 5 opțiuni și există și construcții, încercuiește-o și cumva mergi pe mâna mea. Dar oricare dintre ele, dacă ești un om sigur pe tine și care vrei să creezi valoare ție, ești? Oricare dintre ele. Dar încercăște prima oară construcții, pentru că sigur vei găsi cel puțin la fel de multe lucruri bune ca și la celelalte. Doar că nu o să mai știi niciodată, că nu mai poți dai timp înapoi. Deci, dar dacă e alegerile de multe ori sunt grele și de multe ori trebuie doar să le faci. Uite, ca să mă întorc și să argumentez chestia asta. Ai mei, familie medie, din clasa medie, care s-au străduit pe vremea respectivă, anii 90, s-au străduit să ne țină la meditații. Deci se făcea așa cum se fac, dar asta nu e cultura, nu cred că trebuie să-i judecăm sau nu. Mai ales atunci, nu cred că puteai să evoluezi fără meditații, pentru că la școală se vedea puțin, pentru că era normal. S-au străduit și am făcut meditații la economie și matematică. Economie un an și ceva, cu gândul că să mă duc la ASE. Știi? Și asta a fost pregătirea mea. Oamenii au făcut ce au crezut de cuvință și le mulțumesc cu ocazia asta dacă o să mă asculte. Și au făcut eforturi ca să-mi ofere ASE-ul, că așa era la vremea respectivă. Și la un moment dat, printr-o conjunctură, tata m-a îndrumat, mă, dar du-te la construcții, că el fiind constructor, îți dai seama că era și apropierea asta emoțională. Eu am analizat mai bine și gândește că nici n-am mai dat examen la ASE. Adică
am fost pregătit sau băgat niște bani, niște... Atunci chiar erau niște eforturi, că le știu, știi? Dar pentru toți, numai pentru noi. Și decizia asta care n-am primit o încărcătură de, da, de ce? Nici măcar n-ai făcut, n-am văzut, știi? A fost o chestie foarte, a fost o alegere. Bă, dar numai, ce rost are dacă acolo mă simt eu? E adevărat că am depus dosarul și la agronomie. Intrasem cu bursa acolo. Dar n-a fost să fie, putea să fie și eu cred că și acolo poți să faci multe, mai ales România, țara agricolă, din toate punctele de vedere. Aici mi-a fost mie cărare. E ceva ce nu te-am întrebat ce ai vrea să spui oamenilor care ne ascultă? Sper să nu mă fi pierdut foarte mult eu în povești. Nu. Eu vorbesc mult de fel, mai ales când sunt întrebat și când am un partener atât de cal ca tine și cu cei din birou, dacă o să apuc să vorbesc, tot așa. La un moment dat vorbesc mult, sunt foarte emotiv, îmi pun cumva sufletul pe tavă, mă sunt certat de partenerii mei de multe ori, că eu vorbesc fără ocolișuri de salarii, de clienți, de ținte, de viitor și așa mai departe, nu-mi place și... Da, cred că undeva e la mijloc dreptatea, pentru că tot timpul nu trebuie să știe oricine, pentru că pentru unii e foarte greu să digere anumite informații și asta înțeleg. Mie mi-e greu să le evaluez și le dau drum. Adică consider că toți oamenii sunt buni atunci când mi-au căpătat încredere. Pentru că știi care mai e una din defectele mele. Eu sunt oameni care pleacă când cunoaște un om, îl ia 100% bun, știi? Și de acolo începe să-i taie din el, să-i taie și să ajunge unde valoarea lui pentru el, știi? Că așa evaluăm oameni. La mine e invers. Eu sunt foarte dur și par foarte arogant, când așa mi s-a spus când m-am întâlnit prima oară. Doar că eu iau de la zero om. Și eu pun cât un procent, câte două, câte cinci cu fiecare interacțiune. La mine, dacă ai depășit 70%, eu nu mai... Am zis și eu așa, dacă ai depășit o valoare, eu mă deschid către, pentru că ai câștigat încrederea mea și nu cred că e ceva care poți să o ascunzi. Chestiile astea nu se ascund, pe undeva ies, prin emoție, prin alte voi, emoții pentru care mă deschid. Și mai am și șansa să iau cât mai mult din om. Știi, când scazi din el, mie mi se pare că e posibil la undeva să pierzi și nu știu dacă există și chestia asta, scazi și mai și aduni. La mine e doar plus, știi? Și plecând de la zero, da, eu sunt foarte dur cu oamenii la început, cred. Pe cine ți-ar plăcea să mai vezi la podcast? Cred că aș vrea să văd cât mai mulți antreprenori să-și spună părerea. Aș vrea să văd profesorii. Pentru că aici este să fie mixul ăsta între de unde pleacă și unde să ajungă, astfel că bănuiesc că ținta ta este către studenți, către studenți și viitorii studenți, sau așa am înțeles și eu. Către oameni din sector. Eu cred că informația oricum e ea, dacă ești dispus să o primești la momentul respectiv, cu orice te ocupa e bună. Alegi tu pentru tine care e informația. Tu, de exemplu, în episodul ăsta ai oferit o altă perspectivă a ingineriei. N-am discutat aproape deloc de inginerie. Mă bucur. Mă bucur că pentru că s-a discutat foarte mult la celelalte și am putut să luăm și partea asta emoțională. Da, dar cred că de aici îți obții cumva informațiile cele mai zile tu, complete. De la informațiile și de la complete vin... văzând tocmai și parte tehnică și parte emoțională și despre managementul echipei și adică cu siguranță oameni relevanți în industrie, de fapt, clar, mai degrabă clar. Profesori și antreprenori. Da, că am fost prea larg, nu? Acum vrei un nume. Nu neapărat un nume. Cineva care se ocupă de habar n-am. Păi, dacă... cred că ar merita un om reprezentativ din partea de project management. Nu știu în ce măsură poate să fi scăpat eu ceva, doar din partea de project management, care are și a avut în spate o experiență cu un proiect mare. Știi? Dacă, ca să vezi că el ne poate evalua și pe noi ca structuriști, și pe arhitecți, și integral design, și separat construcția.
și după aia tot ce înseamnă logistica din spate. Cred că e mișto să fie, dar tot așa unul care... Sau, cred că toți. Deci nu vreau să segregăm, că ajungem mai departe cu omul care face curățenie și cu bursierul. Sau cum se numește, agentul de bursă. Dar cred că o viziune așa de sus, să fim toți... Că eu cred că am evaluat puțin și partea de... universitate, la un moment dat mai pus și mai împins în zona aia să evaluez, să-mi dau cu părerea despre universitate. Am evaluat la un moment dat parcă și concurența, nu-mi dau seama, poate puțin. Cred că deloc. Da? Înseamnă că e bine, că am mare respect pentru ei, pentru toți. Și să fim, da, să fim și noi, să cum ne văd ceilalți de care depindem și, bineînțeles, cred că beneficiar, dar aici la beneficiar el e reprezentantul, adică eu așa îl văd, el ar fi reprezentantul beneficiarului și ar putea să spună ce nevoi avem noi. Că de la arhitect e ușor ce nevoi avem, el trebuie să-l susține. Și asta să știi că ne e foarte greu să facem și asta. Am simțit arhitecți care nu se simt susținuți de noi, știi? Bă, dar vreau să fiți lângă mine, vreau să, uite, asta e imaginea, dacă vrei să treci tu în locul meu, treci tu în locul meu, știi? Și asta este, la un moment dat este destul de apăsător, că eu vreau, și de multe ori și comunicarea strică, știi, dacă nu e foarte solid. Eu chiar cred că noi trebuie să facem pe placul arhitectului în primul rând. Că ăsta este drumul spre beneficiar, chiar dacă de multe ori ne plătește arhitect, dar de multe ori ne plătește beneficiarul direct. Asta nu înseamnă că trebuie ignorat, pentru că el este coordonatorul principal și apoi... Project managerul ne evaluează pe toți și cam atâta. Dacă este o instituție sau o organizație bine definită, cel care dă banul nu prea, el vrea să mute sau vrea să închirieze și să... Nu cred că nevoile lui să fie satisfăcute. Deci project manager aș bifa. Super, mersi mult de tot de recomandare și mai ales mersi mult de tot că ți-ai făcut timp să vii să avem această discuție. Mă bucur, sper că ți-a plăcut, sper că... am transmis ceva informații utile pe lângă celelalte mai puțin utile, sau poate toate au fost.